ultimii ani și am văzut că este din ce în ce mai important pentru oamenii din companii să înțeleagă că nu se mai poate să acționăm așa, ca până acum, și că trebuie să ne reinventăm, să ne trezim, să încercăm să lucrăm în echipe și să avem rezultate. Nu mai contează nimic altceva decât rezultatele astăzi. Și în continuarea acestor idei, care au fost dezbătute dimineață, vom vorbi despre cum creștem, cum mergem mai departe. Și am zis că cel mai bine ar fi să mai avem un studiu. Toată lumea iubește studiile. Și de această dată, Mercury Research vine cu un studiu despre staff choice. Care sunt, din punct de vedere al angajaților, companiile cele mai bune în care să lucreze, de fapt, ce își doresc ei. Și le invit alături pe Ioan Simu, directorul general de la Mercury Research, să ne prezinte studiul și vă rog să-l întâmpinăm în aplauze. Da. Mulțumesc pentru aplauze. Sper să le merit la sfârșit mai degrabă decât acum la început. Sunt emoționat să fiu astăzi în fața dumneavoastră aici. Vă rog să faceți un semn dacă se aude rezonabil ca sonor. Mulțumesc. Sunt în dublă capacitate aici, pe de-o parte ca manager, pentru că de-aia am venit la această sesiune de management, să încerc să împărtășesc din propria experiență și de cercetător. Practic, fiind de profesie cercetător, am folosit un pic în interes personal resursele companiei să fac studii ca să reușesc să ajung la elemente care mă interesează. În principiu se spune că o prezentare trebuie să aibă un subiect relevant și interesant pentru audiență. Evident, din păcate, nu am avut ocazia să vorbesc cu dumneavoastră, oamenii din sală, înainte de prezentare. Așa că am venit să vorbesc despre ce mă interesează pe mine în realitate, cum să ai angajați mai implicați. Am înțeles din subiectul de discuție, din pauză, că s-ar putea totuși să fie un subiect relevant și pentru oamenii din sală. Și eu oarecum la noroc. Sper să-mi spuneți pe parcursul prezentării dacă așa a fost sau nu. Am avut primul meu job de manager în 1997, când am început cu un subaltern. Prin 99 aveam deja pe 6 subalterni, în 2000 peste 20. Acum am în medie 120 de angajați pe an, aproximativ 90 în fiecare zi, că se mai schimbă. Deci cam 17 ani de experiență de management. Și vă întrebați probabil, și tot mi-a reușit să înțelegi cum e cu angajații implicați, cum ai stat atâta timp în business. E de înțeles, într-adevăr. E mai degrabă o muncă sisifică dacă ar fi să studiezi jumătate din viață ca să poți să aplici ceva, managementul fiind eminamente o chestie mai degrabă practică, aplicată. Adevărul este că asta este o preocupare relativ recentă, în sensul că eu am crezut că știu cum să fac, să organizez oamenii, fiecare să bucățică, fiecare să-și vadă ce are de făcut și în final să reușim să obținem toți rezultate. Crezusem că am înțeles. Practic, nu din prima, mărturisesc, dar a doua oară când am implementat un sistem de evaluare a performanțelor, am avut în realitate o surpriză. Eram undeva prin anul 2000, deci foarte proaspăt în carieră. Și am observat că dacă am pus niște obiective interesante, dacă am fost foarte clar cu oamenii ce trebuie să facă, mai degrabă decât să nu se întâmple lucrurile, s-au întâmplat mai repede. Deci am fost surprins, a doua mea experiență de management pe obiective, am fost surprins să observ că oamenii veneau și mergeau rezultate mai repede. Bănuiesc că și mulți din sală au avut aceeași experiență, dar poate nu foarte des în mod recent, pentru că soluția pe care eu credusem că am găsit-o, te consulți, găsești obiective bune, e adevărat că am și greșit pe parcursul timpului. Am pus obiective care nu erau legate de succesul companiei. Oamenii reușeau să-și atingă propriile obiective, dar propriile lor obiective nu generau bani pentru companie și era greu să-i răsplătesc. În timp, am câștigat mai multă experiență și am trecut și peste asta. Dar, paradoxal, pe măsură ce am câștigat mai multă experiență, pe măsură ce am devenit mai bun în asta, metoda a început să meargă din ce în ce mai prost. A
Acum, de exemplu, în ultimii ani, mai ales și cu perioada de criză, ne propunem tot felul de obiective, din ce în ce mai puține, în corelație cu piața, cu realitatea pieței și așa mai departe, dar ajungem să realizăm și mai puține decât atât. Și atunci singura mea concluzie este că ce mergea acum 10-15 ani, ce credeam că funcționează, în realitate nu prea mai merge. Asta ar fi prima concluzie și înțeleg că tot din discuția de introductivă și din pauză, că într-o oarecare măsură acesta a fost și subiectul precedent. Ce s-a schimbat în observația mea de manager? Păi s-au schimbat în principiu cam trei lucruri la care vreau să mă refer. Nivelul de efort pe care depun angajații, creativitatea lor, cât de mult contribuie cu ceva personal și area lor de responsabilitate. În ce măsură oamenii caută mai multe responsabilitate sau în ce măsură oamenii încearcă să se izoleze de responsabilitate. Și observația mea este că nivelul de efort a scăzut în ultimii ani. Se face mai puțin overtime. Eu când mi-am început cariera, lucram aproape toate weekendurile și stăteam peste program aproape toate zilele. Acum să lucrăm weekend este aproape o crimă și după o săptămână de efort în care cer unui om să rezolve ceva și stă peste program, deja apare o nemulțumire foarte, foarte pregnantă. Nevoia de bani a scăzut foarte tare. Atât la tinerii angajați, care în realitate primesc bani de la părinți, și care sunt, pentru cei care sunt familiarizați cu partea de ajutoare sociale și welfare, se numește capcana sărăciei. Și cum funcționează la noi angajați? Dacă părinții mă plătesc 10 milioane pe lună să nu fac nimic, cât de idiot trebuie să fiu să mă angajez pentru 12-15 milioane pe lună, undeva unde mă chinuie lumea? În niciun caz nu este o soluție bună. Și atunci, la prima cerință serioasă de efort, ei cedează. E mai comod să stai acasă, mai comod să te distrezi, trimind bani de la părinți fără să faci nimic și mașină și benzină pe lângă bani de buzunar. Chiar și la persoane cu experiență, nevoia de bani a scăzut. Oamenii au câștigat mulți bani, au un chiar destul de serios. Dacă își pierd un job din cauza crizei sau dacă e nevoie să-și ajusteze așteptările la performanțe, oamenii preferă să stea, să nu câștige, să n-aibă job pentru că au din ce să trăiască. Deci nevoia de bani a scăzut și atunci posibilitatea de a obține efort de la angajați este evident mai mică. Și spuneam mai devreme, renunțarea la disconfort. Dacă e greu, atunci nu. Îmi pare rău. Nu mai vreau. Asta este un răspuns pe care îl primesc de la peste jumătate din proaspeții angajați. Noi la Mercury suntem un fel de pepinieră. Angajăm proaspăt absolvenți care pleacă foarte repede în alte părți, în principiu. Suntem ceea ce numesc oamenii o școală foarte bună și din cauza asta avem o experiență foarte bună cu proaspeți absolvenți. Nu numai, dar asta este experiența cu generația mai tânără renunță imediat la cel mai mic nivel de efort și la disconfort. Scăderea creativității este al doilea element pe care l-am observat, care provine, nu știu exact de unde, dar bănesc că de undeva din sistemul de educație. Nu știu ce învață profesorii pe elevi, dar observația mea este că oamenii vin, se angajează în firmă și principala lor frică este să nu greșească. Atât de mare este frica să nu greșească, că preferă să nu facă nimic. Am avut un număr de cazuri, 3, 4, 5, dacă nu mai multe, de oameni pe care ar trebui să-i dau afară, pentru că ne-a spus, uite, înțeleg că ți-e frică să nu greșești, în regulă. Dar dacă nu faci nimic, e sigur că va trebui să-i dau afară. Dacă greșești, putem să lucrăm și să înveți. Am avut cazuri în care, după această discuție, oamenii nu au reușit să-și ia vreo responsabilitate să facă ceva și au preferat să fie dați afară. Ăsta e nivelul de frică de greșeală. Și care corelează cu nevoia de perfecțiune. Ce trebuie să fac eu este perfect. Din cauza asta nu o să creez nimic din propria inițiativă, pentru că asta îmi expune propria persoană și pot să fiu judecat. Și atunci prefer să fac copy-paste. Să copiez ce s-a lucrat în trecut, să iau ce au lucrat alții și în mare măsură să copiez de pe internet. Și asta este, pentru zonele creative, este o problemă foarte mare, pentru că oamenii încep să copieze de pe internet permanent, să facă plagiat practic, sau să-și copieze proprii colegi sau propriile proiecte trecute. Asta e o formă de plagiat mai discutabilă. Mai sunt și profesori pe lângă cercetători și pot să vă spun că în facultatea în care predau sunt 5-6 ani de când s-a introdus un software care caută plagiat. Și efortul se fac în direcția asta, de sper ca, într-un fel sau altul, să reușim să trecem peste bucata asta de creativitate, dar acum
forța de muncă tânără cu care lucrăm are aceste probleme de creativitate. Nevoia de responsabilitate. Foarte des aud, nu e treaba mea să fac asta. De ce ar trebui eu să fac? Se așteaptă la mine? Chiar trebuie să fac așa ceva? Oamenii vin la mine la firmă să lucreze și când îi întreb până la urmă, dar care crezi tu că e rolul tău? Ce vrei tu neapărat să faci? Care e lucrul care te împinge pe ele din spate? Eu vreau să învăț. Și atunci trebuie să revin să le spun, ok, dar asta e făcut în școală. N-ai venit la școală, ai venit să lucrezi. Este o formă de micșorare a responsabilității. Eu nu trebuie să fac, eu trebuie să învăț. Și atunci răspunderea nu este a mea să poți să mă evaluezi tu din ce perspectivă am făcut, este răspunderea ta să mă înveți. Eu vreau să-mi păstrez rolul de elev, care este un rol de client, iar profesorul este o ofertare de servicii. El lucrează pentru mine, nu eu pentru el. Din cauza asta avem majoritatea acum fișe de post. Acum 10-15 ani, foarte puțin în zona privată aveam fișe de post, aveam fișe de post atât de bine lucrate ca acum. Acum avem fișe de post explicite, în care punem toate responsabilitățile, de frică să nu scăpăm vreuna, pentru că dacă scăpăm vreuna și nu este obligatorie, în mod sigur, persoanele cu care lucrăm vor spune, dar nu e treaba mea. Pe lângă faptul că sunt explicite, sunt și explicate, ne luăm timp de fiecare dată să explicăm de multiple ori care sunt responsabilitățile jobului și de multe ori aceste job descriptions sunt completate și de avocați. Astfel încât avem foarte mult efort pentru a reuși să împingem o negociere de responsabilitate ca angajații să-și ia responsabilitatea pe care încercăm să le alocăm și care este fundamentală pentru ce se întâmplă într-o companie. Cam astea sunt în experiența mea de manager schimbările. Ca să recapitulăm un pic, ce mergea înainte, am pus obiective, discutăm, toată lumea vrea să tragă înainte, ne înțelegem să obținem rezultate, nu mai funcționează ca acum 15, 20, 10 ani. Și observăm că au scăzut nivelul de efort sau capacitatea de efort, area de responsabilitate și creativitate. Toate bune, toate bune, sau bine, bine, sau mai degrabă spus rău, rău, dar ce funcționează acum? Pentru că, indiferent dacă perspectiva mea de angajator este una foarte frustrată, de tip good old times, ce bine era mai demult și ce rău merge acum, într-un fel sau altul va trebui să ne descurcăm și rezultatele pe care companiile actuale din România le vor avea, le vor avea lucrând cu acest tip de angajați. Ce cred că funcționează acum? Nu știu foarte bine, dar am încercat să aflu, cum vă spuneam, folosind resurse de la companie pentru acest interes de management. Și am făcut un studiu pe angajații din România, din diverse domenii de activitate, în care am măsurat nivelul lor de implicat. Employee engagement, care este cel mai la modă termen cu privire la contribuția efectivă a angajaților. Și peste 100 de detalii pe care le-am măsurat ca să încerc să înțeleg totuși ce pârghii am putea avea. Dacă ce funcționa până acum mai funcționează, să caut, să explorez și să găsesc ce funcționează acum. Să vă dau un exemplu din rezultate. Am măsurat acest index de engagement. El variază între 0 și 100 ca ușurință pentru interpretare. Și ce vedem? Media România este un 68 și am pus 4 domenii de activitate unde am avut ceva cifre și am putut să socotim. Și vedem că în retail e cel mai mic index de implicare, de engagement. În educație, care este în America un domeniu de stat, avem cea mai mare implicare. Am fost uimit de rezultate și m-am gândit, hai să încerc să caut. Care e explicația? Ce se întâmplă acolo care generează implicare, lucru pe care noi l-am pierdut sau îl pierdem sau nu mai știm să-l folosim în companiile private obișnuite? Ce explică aceste rezultate? Și am încercat să studiez ce e nivelul ăsta de implicare, care sunt fațetele lui. Și am observat că sunt 4 fațete pentru employee engagement. Una și cea mai importantă este zona de energie personală și de contribuție proprie. Ce face persoana? În general, persoanele cu acest simbol energetic tind să aibă o contribuție mai mare. A doua fațetă este compania. Eu, chiar dacă sunt o persoană lipsită de contribuție sau lipsită de inițiativă, în momentul în care intru într-o companie în care ceilalți oameni sunt performanți, știu ce fac, lucrează bine, șansa este că voi reuși să am o contribuție mai bună și eu. Asta e un element important, dar în realitate altcineva trebuie să-l construiască ca să putem beneficia de el în companie. Deci ne trebuie alți angajați anteriori care să fi făcut din contribuție proprie să existe această organizație puternică. Al treilea element, atașamentul emoțional, e zona de familie.
dacă mă simt bine, dacă mă simt apropiat, dacă oamenii mă iubesc acolo și mă protejează și mă acceptă, voi avea o contribuție mai bună. Din nou, și asta e un moment important, dar trebuie să ai alți angajați anteriori care au creat această atmosferă. Și ultimul element este cel de viitor comun, intenția de a rămâne în companie. În acest element comun, dorința de continuitate, intră majoritatea elementelor pe care le măsurăm în studiile de satisfacție a angajaților. Că sunt mulțumit cu jobul, că sunt mulțumit de cum sunt plătit. E zona în care măsori în ce măsură s-a dat angajatului mai mult decât consideră el că merită. Oamenii, dacă au făcut un deal bun, vor să-l păstreze. Te-am păcălit, mă plătești, eu nu fac nimic, vreau să rămân. Asta e fațeta cea mai puțin constructivă, să spun așa, din toată partea de implicare. Deci ce ar trebui să ne intereseze pe noi e zona de contribuție personală, acest sfert, să spunem, din zona de implicare. Ce influențează acest sfert? Și aici aș vrea să facem un mic exercițiu. Dacă tot am apucat să vă întreb înainte de prezentare dacă vă interesează sau nu domeniul, o să vă întreb acum. Și o să vă rog să facem un exercițiu de dezmorțeală, deși așa am început după pauză. Primul lucru. Aici am pus o listă de 10 elemente pe care le găsim în literatură de specialitate care ar putea să influențeze implicarea angajaților. Haideți să vedem. Dăm niște note. Practic votați fiecare pentru unul dintre ele. Sunt 10 aici, nu o să le facem pe toate, dar hai să facem 4. Primele două și ultimele două. Nivelul de calitate la care se lucrează în companie. Câți oameni cred că acesta este factorul cel mai puternic pentru influențarea implicării angajaților? Ridicați mâini. 1, 2, 3, 4, 5. Bun. 5 pentru calitate, încrederea în conducerea organizației. Avem vreo 20, cam așa, 20 și ceva. Într-adevăr, ăsta este unul dintre elementele care e crucial pentru unele tipuri de măsurători de employee engagement, este factorul principal determinat. Haideți să vedem prime și bonusuri. Câți oameni cred că ăsta e factorul cel mai important? 1. Avem un vot. Câți oameni cred că o mărire de salariu generează implicare mai mare? 1. Ok, deci am rămas pe încredere în realitate. Haideți să vedem care sunt corelațiile pe care le-am găsit cu implicarea din studiul nostru pe angajații din România. Aici o să pun corelații, ele au o valoare teoretică între minus 1 și 1, care minus 1 înseamnă că ceva merge indirect în relație cu celălalt, deci am găsit antifactorii de implicare, dar în realitate, pentru că am măsurat numai factori relevanți, toți corelează pozitiv, undeva între 0,2 și 0,7. Și iată rezultatul final. Și cred că asta a fost descoperirea principală a studiului, motivul pentru care am simțit că am ceva să vă spun. Calitatea la care se lucrează companie ne-a ieșit nouă ca fiind cel mai important predictor. Încrederea e aici pe locul 2 printre factorii cei 10 pe care am luat. O să vă arăt care sunt top 10 din studiu un pic mai târziu. Dar aici ca să vedeți față de votul pe care l-am avut. Și toată lumea a prezis foarte bine, creșterea de salariu este evident cea mai slabă sau mai puțin de impact măsură pe care poți o iei. Și atunci, explicația mea cu de ce creșterea de salariu sau salariul nu e un factor nu mai merită spusă. Dar aș vrea să vă dau un exemplu pe cele 4 domenii de activitate ale din care lucrează angajații. Am văzut că educația are implicarea, engagement-ul cel mai mare și puteți să vedeți aici și mulțumirea cu elementele legate de salariu. Că salariul la nivelul pieței, că plata e corect raportată la rezultate sau mulțumirea cu salariu, sunt cele mai mici în educație, deși implicarea este cea mai mare. Deci ceea ce toată lumea a perceput este confirmat și de realitate. Creșterea de salariu nu ne ajută pentru creșterea implicării. Partea mai puțin intuitivă este, dar cum anume calitatea ne ajută să creștem implicarea. Asta e mai ciudat. Dar aș vrea să vă gândiți un pic să punem această propoziție în sens negativ. Propoziția noastră este calitatea ridicată face angajații mai implicați. Dar cum ar fi dacă v-aș întreba, voi credeți că scade implicarea angajaților dacă se lucrează la calitate proastă? Se pare că răspunsul evident al tuturor este da. Cum să te implici când toată lumea își bate joc? N-ai cum. Opusul acestei afirmații este ce am descoperit și anume, lucrul la calitate ridicată este cel mai important factor care acum are impact asupra implicării angajaților. Să vă arăt și care sunt în detaliu, efectiv cum au ieșit din studiu,
cele 10 întrebări care corelează cel mai puternic cu implicarea. Nu e neapărat o analiză cauzală, este pur și simplu un rezultat descriptiv, ca să vă dați seama ce corelează cel mai mult la angajații români cu implicarea. Lucrăm la o calitate ridicată, fără multe greșeli. Experiența câștigată mă ajută să-mi dezvolt cariera. Compania mă informează, am posibilitatea de a învăța lucruri noi. Compania are o abordare etică, regulamentul companiei este corect, e bine cunoscut, obiectivele mele sunt ambițioase, sunt clare și oamenii sunt tratați cu respect și demnitate. Sunt practic patru factori importanți aici. Să se lucreze bine. 2. Compania să fie fair și corectă. 3. Trebuie să mi se ofere experiențe care mă formează bine. Într-un fel, toate astea corelează cu produse de calitate. În momentul în care se lucrează într-o companie cu produse de proastă calitate, ce șansă ai să înveți lucruri utile? Mic. Ce șansă ai să înveți lucruri utile pentru carieră într-o companie care are cea mai mare calitate a produselor? Mare, evident. De asta am crezut că e relevant să vin și să vă spun acest element pe care l-am găsit. E singurul pe care vreau să-l rețineți din toată prezentarea și n-am multe pretenții, dar măcar să încercăm să testăm acest element, nu mi se pare o idee rea. Haideți să vedem pe primele trei, da? Calitatea, experiență formatoare și informare, cum arată efectiv răspunsurile de la angajații români pe cele patru domenii de activitate și vedem că, într-adevăr, mulțumirea cu calitatea la care se lucrează, experiențele de formare și informarea corectă și completă sunt mai mari în educație decât în toate celelalte domenii de activitate. Deci, într-un fel, am reușit să explicăm ceea ce mă neîndumărea la început, pentru că atunci când am văzut de implicare cea mai mare în educație, păi cum, când toată lumea vorbește de salarii mici, de oamenii ai mărâți, e, așa, există altceva în acest domeniu care ajută mai mult. În concluzie, pârghile pe care le aveam acum 10-15 ani nu prea mai funcționează, au scăzut responsabilitatea, a scăzut nivelul de efort, a scăzut nivelul de creativitate, dar avem totuși câteva pârghi pe care le putem folosi acum. Avem orientarea spre calitate, de adevăratele și bine, avem expunerea la experiențe care formează, avem informarea corectă și completă a angajaților și o abordare corectă, onestă față de relația angajat-angajator. Care nu sunt ușoare, dar care se ridică mai mult față de alte elemente acum. Aș fi vrut să vă spun că pot să vă dau și o rețetă. Cum să faceți exact ca să folosiți aceste informații? Realitatea este că încă mai caut. Am început o abordare axată pe calitate la noi în companie, dar mărturisesc că încă nu văd rezultatele. Ce pot să vă spun este că este un drum foarte greu. Și opoziția din partea angajaților este foarte mare la ridicarea calității. Deci rețetă n-am, dar sper să-i vă invit pe toți din sală să încercați să folosiți aceste câteva informații și cine găsește măcar un început de rețetă, primul să zicem, vă rugăm să-i spune și nouă, poate anul viitor la zilele BIS. Cam asta era prezentarea. Vă mulțumesc! Felicitări pentru prezentare și sunt foarte, foarte multe rezultate care ne dau multă speranță. Asta era și ideea. Dacă aveți întrebări... Bună ziua! Andreea, tu de sistem am mai mult, să zicem așa, o curiozitate și întorcându-ne către prima parte a prezentării, în care ați descris experiența, să spunem, personală. Și dat fiind că aveți acces la date relevante și directe și indirecte, unde s-a produs gap? Eu vin dintr-o generație a voluntariatului cu trup și suflet și sunt foarte curioasă unde s-a produs acest declic, să zicem așa, pentru generațiile de 5-10 ani, sau care este și perioada, și care sunt motivele pe care le considerați dumneavoastră? Eu cred că cel mai important este nivelul de avere, în mare măsură. Din cauza că sunt puțin copii acum, avem un copil cu doi părinți și două perechi de bunici care stau și îl supraveghează permanent. Avem școală în care copilul trebuie să ia note mari, motiv pentru care materia devine din ce în ce mai ușoară, astfel încât notele copiilor să fie din ce în ce mai mari. Și toată lumea a funcționat relativ la
tineri, să spunem, i-a tratat ca pe niște copii, întotdeauna uitându-se în fruntul lor și încercând să le arate ce nemaipomeniți sunt. Ori tratamentul ăsta este unul care ne rănește mai degrabă în partea profesională decât să ne ajute. Gândiți-vă, sunt copii care se nasc acum și care vor avea 5 proprietăți fără să facă nimic, din cauza că sunt mai puțini și că moșteniți de la multă lume. Sunt mulți bani în România care se duc spre acești copii, care practic nu au nimic de făcut. Din păcate, noi, ca o comunitate de afaceri, nu reușim să lucrăm cu ei. Mai avem o întrebare? Julian Bratu, sunt Kaiser Institut, România. În primul rând, felicitări pentru prezentare și studiu. E o bucurie, cred că pentru noi toți, să constatăm că în 20 ceva de ani cultura calității a început să evolueze pozitiv. Întrebarea mea este, în ce măsură considerați dumneavoastră importantă libertatea de a fi creativ pe care organizația o oferă angajatului pentru că acesta să fie creativ? E foarte complicată întrebarea, pentru că aici eu am sesizat în experiența mea un conflict, o mare problemă de comunicare între angajați și angajatori. Angajații vor să creeze ce vor ei și, în general, primul impuls creativ este neproductiv și atunci aici apare o mare ruptură. Angajații sunt opriți din creațiile inutile care consumă stupid bani și înțelegerea lor este că e bine să nu fie creativ. E foarte greu de înaintat mai departe în această direcție. Părerea mea este că e multă libertate creativă în organizație. Majoritatea managerilor cu care eu lucrez sau conlucrez au problema că nu reușesc să obțină creativitate de la subalternii cu care lucrează. Cu toate poate pe bună dreptate, dat fiind această neînțelegere de comunicare în zona de creație. Mai avem o întrebare acolo, scăpăm. Dan George Stănescu, la Camera de Comerț a României. Eu vă mulțumesc pentru invitația pe care ați adresat-o. Pe mine, privitor la tema enunțată de domnul Simu, printre factorii de influență asupra implicării angajaților firmei, cred că ați sărit câțiva. Sigur că da, sunt numeroși factori de influență. Dar pe mine m-a surprins faptul că aveți o vârstă sub medie, o vârstă destul de... Asta pentru că a crescut scolarea de România. La sfârșit o să vă întreb care este medie de vârstă angajaților pe care i-ați eliberat. Dar până atunci, cred că ați omis niște factori de influență foarte importanți. Și m-a surprins că dumneavoastră nu faceți aceeași greșeală care o făceam doamna Monica Tavăru, care a rămas singură până la urmă. Vă rog să puneți întrebarea, ca să avanțăm. Necorelarea între necesitățile pieței de forță de muncă și specialitățile din învățământul superior. Asta ați omis să le amintiți. Care e factor determinant. Un alt factor de influență, lipsa capacității de efort și lipsa creativității cauzate de orientarea defectuoasă la începutul carierei. Mulți ne oscilează și începe studiile și implicit cariera, neconciliați foarte bine. Cred că eu mă așteptam ca, dat vârsta foarte recent, dar dumneavoastră să mă exprim așa, să nu aveți o notă critică, trebuie să încurajăm porniile tinerilor și capacitatea noastră a celor mai în vârstă e să-i capacităm, adică să balansăm încărcarea cu nivelul lor. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu pentru întrebări. Sunt mai multe, eu sunt și profesor pe lângă... Mă rugăminte pe scurt. Nu, răspunde pe scurt, mai am o întrebare aici. Facultățile au început să se străduiască, dar recent să ofere experiențe utile pentru profesie. Discrepanța e foarte mare între nevoile pieței și educației, într-adevăr. Eu sunt una dintre persoanele care încearcă să acopere această mică prăpastie.
orientarea tinerilor la începutul carierei, eu spun mai degrabă că tinerii au o problemă foarte mare de a se despărți de educație. Deci avem oameni care fac master peste master pe master și nu se pot opri din educație, efectiv. Nu se pot opri din educație în speranța că vor găsi piatra filozofală. Asta e mai degrabă o problemă. Ar trebui să avem, pe părerea mea, taxe foarte mari pentru al doilea master și al treilea master. E foarte greu să găsesc angajați care au terminat școală, pentru că ei nu vor să o încheie aproape niciodată și se lungește. Eu sunt exemplu, eu am terminat doctoratul foarte târziu, la 40 de ani. Dar e o problemă, într-adevăr, pentru piața muncii, pentru că educația nu se corelează cu nevoile vieții muncii. Oamenii încearcă să studieze mai mult pentru a găsi ceea ce au nevoie, deși nu găsesc. Și, într-adevăr, aici este un punct foarte important. Domnul Simu, foarte repede, vă vorbesc și din punctul de vedere al unui angajat într-o organizație și al unei mame și vă mărturisesc sincer că am fost un pic uimită de concluziile studiului dumneavoastră, motiv pentru care aș vrea să știu dacă unul din criteriile luate în calcul la realizarea acestuia a fost și vârsta. Da, eșantionul de angajați este proporțional cu angajații din România. Deci avem și oameni în vârstă și tineri, în proporții exact cu cele ale populației de angajați. Vă mărturisesc că ceea ce ne-ați arătat noastră, cred că, vă rog, corespunde mai degrabă generații tineri decât... Adică nu regăsesc ceea ce ne-a spus noastră nici la noi în organizație, nici în școlile noastre, nici de asta am fost un pic... Zona de educație se referă la profesori. Deci am văzut că domeniul educației sunt profesori, care automat nu sunt foarte tineri. A, sunt experiențele pe care le am în mare măsură cu băiatul meu de 10 ani. Eu am văzut rezultatele din perspectiva antreprenorului și pot să spun că, într-adevăr, se vede ceea ce am spus și ieri. Sunt oameni care, indiferent de vârstă, își fac treaba bine și sunt fericiți când fac ceva bun și de calitate. Și sunt oameni care sunt obișnuiți să li se spune exact ce să facă, de unde și până unde, să fie duși de mână, să aibă acea mărire de salariu. Eu mă așteptam ca să fie un diver, nu mai important. Din păcate, așa se vede ca angajator. Dar mulțumesc foarte mult. Mă bucur că am pornit o discuție.